Așa cum spuneam, pe 15 ianuarie trebuia să dăm în exploatare sub cheie. Astăzi este data de 18, dacă nu greșesc. Dăm în exploatare 8 apartamente sub cheie. Unii locatari, ați văzut și dumneavoastră, că deja au început să-și aducă și mobilă pentru a mobila apartamentele. Ceea ce am văzut, două apartamente, voi merge în toate 10 să văd care este situația. Din ceea ce am văzut dumneavoastră, două sunt mulțumit. Ce vreau să atrag atenția și să vă rog să informăm corect locuitorii municipiului Chișinău, noi am fost gata pe 5 decembrie să dăm apartamentele în varianta albă, așa cum ziceam inițial. Dar la Comisia Fondului de Rezervă am luat decizia să asigurăm maximum confort pentru locatarii care au avut de suferit, astfel încât omul să poată să-și ia mobila și să se mute, să nu mai trebuiască să se împrumute sau să trăiască 3 luni de zile prin alte părți în chirie până își face reparația singur. Mai ales că sunt familii mai nevoiașe. Am zis, dacă tot s-a întâmplat o tragedie, să fim noi alături de oamenii din scara respectivă și din apartamentele respective, să ducem până la bun sfârșit, încât oamenii să aibă confort maxim. Lucrările de consolidare a blocurilor, tot ce unde stăm și noi acum, unde au căzut podurile de sus, au costat 9,7 milioane, plus reparația în 10 apartamente sub cheie. Vedeți că fiecare om a putut să-și aleagă culoarea tapetului, culoarea laminatului, sus unde am fost cu dumneavoastră la 17, laminatul era de altă culoare, aici este de altă culoare. Au costat circa 970 de mii, plus liftul, 1,5 milioane, liftul mare, și lucrările de reparație în toată scara, ușile, ferestrele, inclusiv la apartamentele care nu au fost în raza directă a deflagrației, dar au fost crăpate ferestrele și ușile, noi le-am schimbat, au intrat în 9,7 milioane. Eu sunt bucuros. Felicitări. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc. Mulțumesc.